Campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și-a deschis porțile în perioada 3-6 octombrie pentru a găzdui un eveniment cu tradiție organizat de Facultatea de Horticultură din cadrul instituției. Toamna Horticolă este un eveniment care aduce la oaltă fermieri, cercetători și studenți. Ca și în cazul edițiilor anterioare, anul acesta au fost prezenți expozanți care au adus aici flori, arbuști, semințe, răsaduri de legume și flori, plante ornamentale, unelte, utilaje, accesorii pentru horticultură și produse agricole tradiționale. În spațiul dedicat toamnei horticole au fost peste 100 de expozanți, iar numărul estimat al vizitatorilor este de 8000 de persoane. Tema ediției de anul acesta este pădurea urbană, astfel vizitatorii au posibilitatea de a explora interacțiunea dintre natură și oraș și de a se bucura de o experiență senzorială unică. În afară de târgul propriu-zis, Facultatea de Horticultură a pregătit peste 16 workshop-uri, degustări de struguri, vin, must, fructe exotice, precum și banana nordului, jujube și kiwi, dar și numeroase ateliere interesante despre culturile reziliente în fața schimbărilor climatice, protecția agroecologică și inovații horticole.